Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, sunt Dani Dărvășan și bine v-am regăsit la Sport News. În această seară alături de noi este Cristian Ciobanu, vă mulțumesc foarte frumos că ați venit. Dumnealui este antrenor de sambo și în această ocazie o să vorbim mai multe despre acest sport și despre importanța sportului în rândul adolescenților. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat invitația. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Pare foarte bine că am ajuns la noastră la emisiune. Și ne revedem pentru că ați fost într-o pauză creată de, așa spusul, COVID. Vreau să vă întreb pentru început, ca să vă cunoaștem mai bine, care a fost primul contact al dumneavoastră cu sportul? Primul contact câți ani aveți? Am început de la vreo 10-11 ani, dar nu era ceva concret. Mergeam la un club, făceam antrenament, dar pe vremea aceea, prin anul 1985-86, legitimările la cluburi se făceau foarte greu, că erau foarte mulți băieți care făceau sport pe vremea aceea și puternici. Apoi, în anul 1987, a fost prima legitimare a mea la un club de luptă, box. Erați în București? Eram în București, da. La domnul profesor maestru, pe noi spuneam maestre pe vremea aceea, așa se spunea, erau... Și să ce, spun, club, așa, ce club era? Clubul Semănătoarea, care acum nici nu mai există, cred că nici... Oricum multe cluburi s-au au fost clubul Semănătoarea, care aveau foarte timp, multe sporturi pe lângă box, avea handball, avea judo, avea lupte, avea foarte multe sporturi. Mi-a plăcut boxul pe vremea aceea, mie foarte deci mult. Deci primul contact cu sportul ați avut primul cu boxul? Primul contact cu sportul l-am avut în 1907 la box, la domnul profesor, la domnul Cum maestru. A fost perioada asta cu boxul pentru dumneavoastră? Foarte frumoasă, am iubit boxul, mi-a plăcut foarte mult boxul, deși eram de statură mai micuță de înălțime, așa cum să spun. Bine, au fost mulți boxeri mari, mai micuți. Dar vreau să vă spun, cu anii în urmă, cei micuții performau foarte mult, pentru că noi câștigam prin faptul că eram foarte rapizi pe brațe. În cazul în care întâlneam alungele mai lungi, aveam dificultăți de genul acesta și trebuia să luptăm foarte mult. Dar eu am iubit boxul, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut perioada aceea, că nu știam altceva decât antrenamente și școală, antrenamente și școală. Nu aveam timp. Asta era viața noastră. Era viața mea, efectiv, era viața mea. Așa mi-am trăit-o, așa mi-a plăcut să o trăiesc. Nu am vrut să o trăiesc altfel. Și nici acum, dacă să mă mai nasc o dată, cred că aș fi făcut mult mai mult și mai devreme aș fi apucat de sport, de performanță. Acum sunt două categorii. Cei care fac sport. Care e un hobby, sportul? Pentru care e un hobby, care putem spune neapărat că e sport, că e mișcare. Uh-huh. Și mai este cei care practică sportul de performanță, care acum, acolo deja intervin mult mai multe elemente în sport de performanță. Pe lângă faptul că trebuie să dai randament la antrenament și să fii, nu știu cum să spun, să dai ceva surplus ție față de ceilalți, ca să poți să reziști în primul rând în lotul echipei pe care intervin și mai multe persoane de clubului. Apoi după aceea se pune problema la nivel național și mai departe european și mondial. Da, mi-a plăcut. După box ce a urmat? După câți box ani era perioada... Mi-a zis că vreo 14 ani, parcă. Da, aveam 14 ani, nici nu aveam împlinit 14 ani. Era, când împlineam 14 ani, eram clasa, eram clasa 8, da. Mi-a plăcut foarte mult, după care trebuia să plecăm la o gală, la Constanța. Mă rog, au fost niște discuții între tatăl meu, că era fiind minor, și cu antrenorul și n-a vrut să mă mai lase să mă duc la acea gală, după care eu neavând, deși îmi plăcea foarte mult boxul, neavând nicio decizie prea mare, de putere de decizie de a lua să fac în perioada aceea, m-am reorientat și m-am apucat să fac karate Kyokushinkai la Hotel Park pe lângă clubul Spartak de judo al lui Steaua. Făceam seara foarte târziu până când au încercat și au reușit să ne împrăștie, mă rog, milițienii, securiștii, că deja dădeam de înțeles foarte multe. Era o perioadă foarte ciudată. Sportul la noi era foarte îngrădit, dar nu cel tot. Deci nu mă refer la tot sportul, mă refer la practica de karate. Era ceva nou fen pentru noi în România. Și nu prea era acceptat sau... Nu era acceptat, era pentru simplu fapt. A fost și o întâmplare, că de acolo au plecat foarte multe. Într-o seară, un milițian, am înțeles că a fost, mă rog, trei, nu unu, a fost lovit de un practicant de karate pe vremea aceea și nu se știa de unde. Cum că ei știau decât de judo atât? Și jiu-jitsu, care avea și partea care includea judo și karate. Și care e diferența între sporturile astea? Judo este practic
provine numai pentru partea de luptă corp la corp și partea de prize. Karateul intervenea și faptul că loveai cu piciorul, loveai cu pumnul și pentru ei era ceva nou, pentru că ei se antrenau numai partea de structura securității cu așa ce aveau acces la spotul acesta, nu și populația. Liber, de exemplu, cum să o fac cu parel așa, sambo pleacă din sistema. Sistema fiind sportul de, să spun așa, din linia întâi al rușilor. De ce? Sistema este legat numai pe ce ține parte de supraviețuire. Era folosit în linia întâi, în armata rusă, pentru cei mai buni practicanți și cei mai buni militari de cercetare. Acum, ca să fac și parela și mai frumoasă, sistema lucra foarte mult, cum este la noi, acum se numește jiu-jitsu, și parte de arme și parte fără armă. Și cu ei foloseau foarte mult lopeți, ca de infanterie, foloseau foarte mult cuțitul, baioneta, deși câteodată rămâneau fără gloanțe, deci știm foarte bine că în istorie au luptat și cu două gloanțe și mergeau doi săraci. Așa a fost vremea aceea cu războaiele la ruși și atunci a trebuit să dezvolte partea aceasta de sport. Și venind un fost atașat militar din Japonia, care dobândise gradul de 2 dan de judo în Japonia, a vrut să introducă judo și să facă și parte, să aibă acces și populație civilă la acest sport. Și deci a vrut să fie pentru toată lumea, nu doar pentru ca să fie pentru toată lumea, exact. Sau pentru... Și automat că cel care rămăsese ca ofițer superior și pregăda sistema nu prea a fost de acord cu lucrul acesta să le înglobească și să facă și acces și pentru populația civilă. Și au zis, bine, cel mai bun luptător al meu cu cel mai bun luptător al tău și să vedem ce o să iasă. Ce s-a întâmplat? Până la urmă s-a întâmplat, da, partea, din ce am știu și eu din istoria mea, știu că partea de sistem a câștigat, dar s-a dat voie ca să lupte și partea de... De ce? De asta, ca să intervin acum încă un pic, sambo are două ramuri. Partea sportivă care se spune sambo sportiv și partea de combat care se spune sambo combat. Care e diferența? Diferența este că în sambo combat este acceptată orice fel de lovitură, adică rezistă și câștigă cine poate să reziste și nu contează stilul de luptă prin care vine. Îi se spun niște reguli, dar practic regulile nu prea sunt, că sunt foarte puține. De asta ei au fost folosite pentru supraviețuirea luptătorilor din linia întâi al rușilor. De asta vreau să vă spun că este un sport foarte, foarte la obiect și foarte... Că citisem înainte de emisiune, m-am interesat puțin și am citit că a apărut în URSS în 1928 și era sub alt nume, nu mai știu numele exact. Da, practic de sambo pleacă de la acele ghete care se poartă în picioare acum de luptătorii de la sambo, care se numeau Sambovski. Acele ghete se numesc Sambovski și de acolo a plecat partea de sambo. Acum, partea de sambo liber, sportiv, este practicat și de luptătorii de la libere, de la greco, de la judo. Au și șansă să participe la aceste competiții pentru că, practic, sunt înrudite. Sambo, în esența lui sambo sportiv, cuprinde și elemente de lupte libere, și elemente de greco, și elemente de jiu-jitsu, foarte multe elemente. Partea de combat este partea care este mult mai accesibilă la orice, numai ca să rezist. Mă înțelegeți? Asta este diferența în sambo combat și sambo sportiv. Acum nu putem spune că un luptător de sambo sportiv este mai slab decât un luptător de sambo combat sau invers. Nu putem spune că acesta sau că sambo combat este superior tuturor altor sporturi. Nu, negativ. Pot spune, de mai multe acolo. Pot spune că ce face diferența între toate sporturile este cel sportiv cât de bine se antrenează. De ce? Asta e cel mai important la un luptător de judo, dacă este foarte bun, acolo unde este el, pe judo, pe ramura lui de sport, știe să-și atragă adversarul unde știe el să se priceapă, unde se pricepe cel mai bine. Un luptător de combat, automat, că nu va lăsa să se apropie de el ca să facă prize. Deci este clar, cel mai mult contează cum știi să-ți atrage adversarul și cum că până aici, de aici pleacă și altfel, că dacă mi-l atrag, să știu ce să fac cu el. Pentru că tot ați deschis subiectul ăsta cu sambo, vreau să vă întreb când ați făcut primele antrenamente de sambo și cum a fost, cum ați descoperit treaba asta? Deci, da, am lucrat ceva timp în urmă. Știu că ați descoperit acum mai multe sporturi. Am fost în armată, am fost antrenor în armată mulți ani de zile, aproape vreo 22-23 de ani. Mă rog, pe la diferite instituții mai mari acum, să spun așa, nu știu dacă este voie, mă rog, în armată, vreau să vă spun, și de acolo a plecat totul, că a trebuit să pregătesc, practic, pe colegii mei și pe mine inclusiv.
Și văzând că doar cu boxul sau doar cu karate nu prea ai șanse multe de izbândă, în ce sens? Pe asta le făcea toată lumea. Strada, da, da, strada nu este același lucru cu sportul din sală. E cu totul altceva. Și atunci am căutat să fac ceva mai complex. În ce sens? În sensul în care, dom'le, dacă, nu știu, se punea situația în care să intervin, să sparg o ușă, sau să mă atace 2-3 inși, sau, nu știu, să fiu lovit din spate, habar nu am. Sunt fel de fel de situații. Va trebui să, eu trebuia să fac față la aceste lucruri. Recunosc faptul că am avut misiuni în care am fost salvată de un coleg din spate. Păi, și simplu m-am întins pe bun, n-am avut ce să mai fac. Și a venit și m-a ajutat și m-a salvat. Erau colegii mei cu care eu luptam cu ei și cu care eu mă antrenam cu ei. Este foarte important. De acolo, ce să spun, am avut mulți colegi din diferite ramuri de sport. Campion mare, campion de la Steaua, de la Dinamo, am avut la noi în cadrul, să spun așa, detașamentul companiei de intervenție și de cercetare, oameni numai pentru sport, ci oameni care veneau numai din sport, că acum nu știu ce selecții s-or mai face, cum s-or mai face, dacă s-or mai face, nu știu, nu vreau să spun altceva, dar pe vremea noastră era o selecție foarte, foarte bine pusă la punct. Și am zis, domne, trebuie să plecăm undeva. Cum? Păi, pe tot ce se ne poată feri de orice este rău. Și atunci am plecat pe... Important că ați văzut partea așa, să... Păi, dar m-am pus pe mine situație că eu deja intrasem într-o panică, în ghilimele, o panică totală, pentru că nu știai, pentru că strada, v-am spus, unul vine cu un topor, altul vine cu un cuțit, altul vine cu o bută, închipuiți-vă ce la manifestații, închipuiți-vă ce există pe stai. Nu știu, oriunde, misiunile care pot interveni niște militari profesioniști. Acum, eu de ceva timp văzusem sambo, nu eram foarte sigur de el, pentru că accesul nu avea, mai târziu la noi în țară cu sambo. Dar pot să spun, nu e foarte, foarte pot să spun că eu am fost primul om care am avut sală de sport, de sambo, în complexul Lia Manoliu, în gradul clubului Hontai București, cu domnul președinte Iordache, care era judocan, fost judocan de la Steaua, foarte bun, și am fost colegi amândoi în sală, el pe judo, eu pe cum sambo. Cum a fost primit sportul ăsta? Păi, la început a fost curiozitatea pentru faptul că era echipamentul, că noi intrăm în ghete, short și bluză de kimono. Total diferit un pic de cea de judo, dar era cam același lucru, iar judocanii erau cu pantaloni de kimono. A rămas surprinderea asta pentru faptul că noi am început să facem procedee la fel ca la ei, numai că în sambo este mai mult permis acum din punct de vedere competițional. Este mult mai permisivă atacul și, mă rog, și apărarea decât în judo. Acum s-au diferit, se diferențiază prin anumite particularități. Astea sunt regulile diferite. Mondiale, astea sunt, da, pentru spectacol, probabil, pentru eficacitate, nu știu, nu intru în detalii, pentru că detaliile mele le știu de la mine la sambo. Cum să fie, a fost foarte frumos, chiar domnul profesor care l-am avut la judo, un profesor de liu, mi-a fost profesor de judo, un om extraordinar din toate punctele de vedere, care m-a și atribuit ca instructor de, să spun așa, în armată, instructor sportiv în armată, dânsul a fost cel care m-a certificat, un fost, nu știu să spun așa prea multe, dar un profesor foarte, foarte bun. Închipuiți-vă că dacă dânsul m-a felicitat și s-a bucurat pentru faptul că eu predau sambo, deci plecasem și eu cu ceva judo la activ așa, puțin tel, mai puțin decât alții, dar m-am putut diferenția pentru faptul că mi-a plăcut sportul și să lupt. Și ați adus oricum ceva nou ce nu era acolo. Ceva nou care nu era acolo și ceva care a atras lumea. Uh-huh. Pentru că noi numai că ne antrenam partea sportivă și ne antrenam și combat. Aveam mânuși, aveam palmare, aveam căști. Intra de ce nu se oprește când îi face un procedură, de ce nu se oprește când îi face o fixare. La noi lupta era continuă. Și asta a atras, vă dați seama, și pe ceilalți care practicau doar judo sau probabil care practicau și au venit părinții să uitau ceva nou și l-a plăcut foarte, foarte mult. La ora actuală pot să vă spun că nu știu dacă ar fi să mă nasc încă o dată, vă spun sincer. Sportul care l-aș practica de la început ar fi sambo. Deci asta îl recomandați cum ar fi tinerilor care... Tuturor, pentru că are o bază foarte largă și o arie foarte vastă de a-ți da drumul la abilitățile tale, să le... efectiv să le susești, să le demonstrezi altora, adică nu te crispează, de exemplu, în karate, numai picior și braț. Când vine și face priză un judocan pe tine, s-a cam încheiat. Invers, judo, partea numai de prize. Dacă vine unul și lucrează pe picioare și brațe și un boxor foarte bun, iarăși e o problemă. E, sambo le include pe toate.
Sambo Combat. Asta mi se pare ce mai și pentru armata, și pentru armata spune că este jiu-jitsu care se practic de acolo, se trag foarte multe, toate de acolo pleacă. La ce vârstă ar fi indicat să se apuce un, uite, să-și trimită copii, părinții copii la antrenamente la sambo? Da, acum să fiu sincer, ca și în judo, cred că 3-4 anișori, 5 anișori la început, joacă și e bine să fie pe saltea, niște tumbe, niște, mă rog, ca să spunem așa în termen, ca să înțeleagă lumea, tumbe, ne mai dăm peste cap, ne mai răsucim, mai luăm mirosul saltelei, ca așa e frumos la început, mai luăm mirosul bluzei de pline de transpirație de la colegul nostru, că așa e în sport. Eu cred că de la 5-6 anișori, de ce? Pentru că odată cu 5-6 anișori încep și grupa de pregătitoare, unde deja încep să învețe și ei ce-i disciplina, au o cunoștință când trebuie să vorbească, când nu trebuie să vorbească, și atunci în momentul când eu mai spun, chiar dacă nu înțelege, chiar dacă nu înțelegi, că nu o să înțeleagă. La început sunt niște maimuțele, că așa suntem noi la început. Noi copiem. Sunt copii, sunt copii de energie. Și e foarte bine să copiem ceea ce ne place, pentru că cu timpul o să intre deja în activitatea noastră de zi cu zi. Și de ce spun 5-6 ani? Că de atunci se începe cu clasa pregătitoare. Învață, știi ce înseamnă una, ce înseamnă alta, ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta, ce înseamnă plus, ce înseamnă minus, de ce am voie, de ce nu am voie, deja și ei și o să spună întrebări. Mai devreme, nu știu dacă ar fi bine, pentru că, nu știu, nu mai avem nici grădinițe prea multe acum, sunt, înceapă mai de jos și creșele, mai așa, sunt puține acum și baza acum să selectăm acum copiii e puțină. Este și această pandemie care ne-a cam... Va afecta? Ne-a cam afectat în ghilimele, să spunem așa, pentru că până la urmă pe un practicant, orice fel de sport ar practica, nu oprește nimic să nu ar trebui să-l doboare pe, până la urmă ce este sportul? Să mă întărească, să mă fortifice, corect? Da. Și să mă țină sănătos. Păi și atunci, dacă eu practic un sport, indiferent care ar fi acela, și îl fac cu dăruire și cu performanță pentru mine, cum poate să mă dărâme pe mine ceva? Pentru că mi-a zis lucrul acesta, vreau să vă întreb dacă ați avut momente când ați vrut să renunțați la, da, sport, am avut sau... momente și știu că cu ani în urmă, mă rog, eram prin cartierul meu, prin Bergen, pe unde m-am născut și unde am copilărit, și m-a cam tăvălit, așa să spun eu, câțiva băieții, și chiar nu dăm seama, zic, cum de eu practicam de vreo 5-6 ani sportul și eram tăvălit. Nu mi-am dat seama până la urmă că, până, cum să zic, intuitatea în teren. Neapărat că ești foarte bun pe saltea, trebuie să ai și intuiție pe teren. Terenul este altceva decât salteaua, mai spun și încă o dată și de mult mai multe ori. Și totuși m-am întărit, și am zis, ieșirea mea din această situație, tot sportul va fi. Ori voi fi cel mai bun, ori nu voi mai fi nimic niciodată. Dar n-am cum să mă las. V-ați motivat singur? Pentru că am avut un antrenor foarte bun care mi-a spus așa, succesul la un sportiv de performanță niciodată nu va veni în primii 5 ani de zile. Never. Primii 5 ani nu. Vorbim de sport de performanță de minim 5-6 ani, pe care ne putem seama dacă este pentru noi sau nu sportul acela. Dar și atunci, dacă odată ai gustat victoria, garantat 100.000 nu o să te mai lași. Asta eu o pot concretiza. Știu că v-ați împins puțin, să zic așa, fetițele de la spate, le-ați arătat sportul sincer acesta. Să fiu, nu le-am împins de la spate. L-ați arătat sportul acesta? Da, a fost în familie. Soția mea a practicat, mă rog, a făcut gimnastică de pe vremea lui Gina Gogea, mă rog, ani în urmă. Deci o familie de sportivi. Prin 80, da, de sportivi. Și mă vedeam, mă duceam mereu la sală și mi-a spus, bine, mă, tu mergi la sală și fetele noastre sunt fete până la urmă. Am zis, sunt fete, zic. Nici o problemă le iau, dar nu știam dacă o să le placă. Luându-le cu mine la campionate, cea mare, mai mult m-a prins până când am mutat în 2008, am ieșit vicecampion național, la naționale. Felicită. Și a prins, avea atunci, fetița cea mare avea 8 ani de zile și m-a prins cu medalie, mă rog. Și are a făcut foarte asta mult. Dar are amintiri, am pus medalia de gât, poze, frumusețe pe acolo. Și a început să, tati, că să-mi fac și mie un kimono, să-mi fac și mie, am scris Corina pe centură, hai da, să mă arăt, să o atrag cât de cât. Dormea în sală, sărăcuța, când mă antrenam. Și cu timpul s-a apucat de gimnastică, a avut acea nefericită operație de tumoare pe creier care a scos-o din concurs. Când era, exact, când era pe val, putea să facă mare, mare succes. Nu știu dacă neapărat era un nume în România, dar pentru club și pentru
așa în țară, așa principial, era cineva, da, adică putea să facă, avea tot ce-i trebuia, tot ce-i trebuia. Așa a fost să fie și s-a apucat de karate, a ajuns la centură Marocul Neagră. Pentru mine mai puțin a contat ce fel de centură poartă și m-a interesat foarte mult să pot să învăț și pe câteva elemente măcar. Nu știu, o geantă în cap, o umbrelă în ochi, nu știu, ceva de genul ăsta, dacă ar fi să fie cumva cineva să atenteze la sănătatea lor. Iar cea mică, surprinderea noastră a fost că era ea mai bucălașă și așa mai retrasă. Este foarte periculoasă acum, îi place foarte mult sambo. Nu știu dacă cineva a vrut colegi de-ai mei să-mi ia pe judo și pe altceva, a zis tati, nu, eu zic că rămân la sambo, că acolo îmi place cel mai mult. Nu știu, mă simt cel mai bine în elementul meu. Am voie mult mai multe decât la judo, așa mi-a spus. Bă, tati, zic, și judo, practic. Și tati a făcut judo, da, a practicat judo, da. Într-adevăr, sambo este mult mai complex. Nu, eu vreau sambo. Și nu mai sambo. Cât voi duce, cât va duce, nu știu. Dar vreau să știu că acum la 16 ani este pe val și nu lipsește la antrenament. Avem și câteva poze cu dumneavoastră. Cred că sunteți cu niște elevi la unele competiții. Da, mi ceram cu fata mea cea mare. Aici o surprindere foarte mare. Cu fata mea cea mare. Este o poză, cred că sunt vreo 5 ani de atunci, dacă nu mă înșel, luase locul întâi, deși vedeți că are centură portocalie acolo, avusesem o discuție cu antrenorul meu, cu marele meu antrenor, domnul sensei, mă rog, domnul profesor Mircea Ungureanu, un antrenor extraordinar pe karate model, pe karate Shotokan și care la bază este un foarte bun tactician. Dar foarte modest. Și era antrenorul... Și era și antrenorul fetei și am avusesem o discuție, mă rog, să facă un exercițiu care era totuși de nivel mult mai mare pentru ea. A revenit cu ideea să nu-l mai facă acela, să facă ceva de nivelul centurii pe care îl are. Ea nu mi-a spus nici mie și nici antrenorului nostru, nu a spus absolut nimic, nu mi-a spus. Și a făcut un procedeu mult mai avansat, mult mai avansat, de centură maro și le-a bătut pe toate. Deci le-a bătut pe cele care erau consacrate la campionatul acesta, la campionatul național și mi-a luat locul întâi și am rămas foarte surprins. Cum v-ați simțit când ați văzut că... Păi cred că se vede un pic, se vede ceva un pic la tine acolo, un pic așa, nu știu, în poza acolo, iar cea mică era... Da, era de acolo a prins și a dragul să vadă ce înseamnă competiție, ce înseamnă văzându-o pe cea mare, că sunt 5 ani totuși diferența între ele. Dar vreau să vă spun că tot cea mică e cea care împunge și care începe să trezească interesul de luptă. După cum vedeți, uitați-vă, locul 1 ea, locul 2 centură maro, locul 3 centură albastră. În ierarhia karateului pleacă albă, galbenă, portocalie, verde, albastră, maro și neagră. E, închipuiți-vă totuși ce contează. Nu contează culoarea centurii, ci ce v-am spus eu, practicantul, cât de bine se antrenează. Știți ce spunea cineva odată că reprezintă o centură neagră? Ce spune? Este o centură albă care n-a renunțat niciodată la luptă. Nu sună rău. Nu sună rău deloc, să știți. Asta este cam un proverb japonez, pentru că la ei în sală nu o să vedeți culorile acestea. Aici eram cu fata cea mică, cu Alexandra, pe sambo. După cum vedeți acum și echipamentul nostru. Vedem acum echipamentul. Da, era o echipă, era un campionat zonal. Ne aflam la Buftea. Mi-a luptat foarte bine atunci. Un pic m-am supărat că intrase în competiție cu o fetiță mult mai experimentată, venise din jiu-jitsu și bine, sistemul știa la noi de luptă. A câștigat un meci, dar greu cu al doilea, foarte greu. M-am cam supărat, dar n-am avut ce să facă. Asta este viața. Cineva trebuie să câștige, da? Și cel trebuie să învețe, clar. Și nu putem să stăm toți pe locul 1 acolo, da. Aici, vreau să vă spun că aici am fost cel mai fericit eu, antrenor și tată, sau tată și antrenor. Păi zonul nostru antrenat. A fost o competiție, da, este fetița mea și noi, ne certăm, noi ne pupăm, noi ne întoarcem spatele și măcar mă, noi, uitați cum terminăm. Aici a fost la competiție la campionatul național de sambo, un campionat foarte, foarte bine așezat, cu foarte buni copii, talentați, foarte talentați, veniseră și mi se pare că din Republica Moldova, bun, mi-a pierdut 2 meciuri, dar mi-a luat un locul 3 foarte muncit. M-am bucurat mai mult de ea pentru că a luptat în final cu campioana, care era mult, să spun eu, cel puțin jumătate peste nivelul ei. Dar ce mi-a plăcut la ea, că nu a renunțat. Îi curgea sânge din năsuc, îi curgea sânge, a venit doctorița și i-a spus să oprească meciul arbitrii. Și a venit la mine că eram în colț aici, eram în colț și spunea, tati, nu renunț, vreau să lupt. Măi, tati, dar zic că nu, ce vreau să continui. Eu mă știam pe mine cum luptam și zic, mă, nu se poate așa ceva. Știu că e fata mea, dar și fata, nu era băiat.
Și a luptat, într-adevăr, a fost foarte greu. Mi-a ieșit dintr-o fixare extraordinar de frumos, exact cum făcusem la sală. Și așa eram de bucuros de locul 3, de parcă luase locul 1. Foarte, aici mi-a plăcut foarte mult de ea. Vreau să vă mai întreb care sunt cele mai mari sate. Haideți că mai avem două, trei poze să le ia uitați și... aici, vedeți pe cineva în centrul nostru? Domnul Florentin Marinescu. Știți cine a fost domnul sensei? Shihan, că acum este foarte mare. Shihan se spune în principiu în partea japoneză că este marele maestru. De ce? Dânsul a stat la bază, dacă nu știu, vă aduceți aminte, și la pregătirea echipei Steaua de fotbal, când a fost de a juca Supercupa, i-a luat cupa. Dânsul a stat la bază, dar ce am auzit și eu pe vremea aceea, că eram și eu copil, vă dați seama. Era antrenorul dumneavoastră. Are o vârstă. Aici venisem la un stadiu de pregătire cu mai multe centuri negre, după cum observați. Văd că... Parte de Kyokushin, parte de Aikido, parte din Shotokan, parte cum venisem și eu. Uitați-mă acolo lângă maestru, marele maestru, domn, profesor Florentin Marinescu, un om extraordinar din toate punctele. Știu, țin minte că eram o competiție și așa avea o mână de foarte grea și nu știam la început cam cum era. Era rușine să luăm legătura cu oamenii mai mari. Mai mari în punct de vedere ca și pregătire, ca și profesionalism. Performanțe. Da. Și a venit, zice, păi, nu știu, mamă, și mi-a dat o palmă după ceapă, dar dânsul mi-a dat-o de bucurie că m-a văzut și că fac treabă la campionatul ăla. Într-adevăr, am spulberat, că nu puteam să nu spulber, că unde nu spulberam, nu luam nimic. Cam de genul ăsta am fost. Nu prea am fost gen de 3, 4, 2, ori luam 1, ori o luam pe coajă. Cam de genul ăsta am fost și mi-a dat o palmă după ceapă și dânsul de bucurie mi-a dat-o. Dar un om extra, un metodist extraordinar. Dacă l-ascultați și stați de vorbă cu dânsul, nu mai plecați. Vă garantez și are la bază foarte multe sporturi. Aici a fost prima mea sală de sport pe Sambo Combat, după cum observați. Era într-o sală în care se făcea și greplim, adică gen MMA, acum să mă exprim așa mix martial arts. Da, să înțelegem. Da, aici eu venisem cu echipamentul meu din bluza mea de sambo și pantalonii mei de judo și am făcut o poză, mă rog, care intrați un pic pe site-ul meu ca să pot să-mi fac și eu o deschidere pentru elevii mei să vină la sală. Da, sunt ceva de atunci. A fost primul meu elev care a venit și coleg de serviciu. Un om extraordinar, a fost campion de kickbox. Foarte bun. Care au fost satisfacțiile cele mai mari pe care le-a avut în acest sport, dar în afară de faptul că fetele dumneavoastră practică sportul? Păi haideți să vă mărturisesc sau să vă zic ceva, să nu mai spun secret, că acum dacă știți dumneavoastră nu mai e secret. Tata a făcut haltere la Steaua pe foarte mult timp, pe vremea când domnul Fițibala, și era campionul Stelei pe haltere, era mare, halterofil al României. Tata avea 16 ani și la 16 ani ridica suta deasupra capului. Pentru un copil la 16 ani era ceva. La 16 ani ridica suta deasupra, că pe vremea aceea, anii 50, anii 60. Și mi-a spus așa, că veneam acasă cu medalii, cu diplome și băi, tati, mă, tată, că vorbeam și vorbeam foarte mult amândoi. Și, uite că eu nu câștig bani cum câștig alții, erau fotbalul, era tenisul, dar tot fel de alte sport care pentru noi, din punct de vedere ca și accidente, erau mult mai puține decât... Că acum vedeam un fotbalist, îmi cer scuze, nu am nimic cu fotbaliștii, dar se vaită și eu, noi ieșeam cu nașul spart și cu ochii spart și numai... Acolo se mai fac ne era rușine să plângem, ne era rușine să spunem că ne doare. N-am nimic cu nimeni, fiecare... Și să știți că și totuși fotbalul este sport dur. Eu și colegi de-ai mei, prin joacă la fotbal, ne-am accidentat mai rău decât am fi cu sport în sală, credeți-mă. Nu ești nici cu păi sport. Știți și dumneavoastră că sunt unele accidentări care... Foarte grave. Foarte grave. Eu făceam o parelă așa, principial cu ce îmi spun cu tatăl meu și îmi spuneam, bă, că n-am câștigat bani, că cu tare. Și ai tată, lasă că o să vină vremea când o să câștigi și tu. Ce s-a întâmplat? M-am încadrat în armată, nu m-a încadrat nimeni la înălțimea mea la 1,60 m. Și a trebuit să-l demonstrez oamenii de ce sunt în stare. Și îți vă dați seama, unul mai mare, unul mai mic, pe judo, pe box. Și am făcut față și așa am putut să-mi câștig existența mea, a familiei mele, și să ies la pensie ca antrenor și să pot să câștig bani toată viața mea de pe urma sportului. Ce vreți mai mult atât, mai mulți bani? Deci și sănătos, e... și întreg. M-a scos Dumnezeu la pensie, sănătos, întreg și puternic și cu bănuți pe instituția pe care mi-am luat-o banii mei și munca mea de ani de zile pe sport. Felicitări, ați luptat mult pentru treaba asta și se vede că aveți acum, o experiență destul de mare și spune că pentru că ați împărtășit și cu noi atât de multe lucruri. Vreau să mă întreb care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâlnit în sport. Prima provocare a mea, v-am spus, a fost atunci când nu mi-am dat seama de ce eu cu 4-5 ani de sport nu fac față la 2-3 băieți, mă rog. Așa a fost să fie. A doua a fost când trebuia să merg la... dădeam examen, mă rog, era un lot făcut pentru campionatul european, intercluburi, la care sunt în revista Budo Magazin,
Dacă aveți ocazia să, nu știu, cum am și eu pe acasă, să vă aduc o altă ocazie, dacă o să mai fie altă ocazie. O să mai fie. Am avut un luptător luptat la Open cu campionul mondial francez. Am avea un 2 metri și 5 și 10 înălțime și eram jumătate cât el. Vreau să vă spun că atunci s-a întâmplat ceva cu mine. Nu prea vrea să mă bage antrenorul meu. Zisem și eu, nu mi-a spus nimic din gura antrenorul meu, nu o să te bag. Pentru că toate echipele care aveau oameni înalți și puternici. Mie nu mi-era fric, tocmai asta era diferența, că eram săgeată pentru toate echipele mele. Când luptam la categorie erau echipele 60, 65, 75 și așa mai departe. Eu tot eram vârf de lance. Dar îmi plăcea să mă bat cu cei mari, să fiu tăvălit de cei mari, pentru că eu la categoria mea mâncam tot. Aveți dumneavoastră nevoie și de o provocare. A fost așa și mi-a spus că mare. M-auzisem eu că nu vrea să mă bage în lot. Nu se poate, zic, la încălzire, dacă nu fac cel, dau tot din mine cât știu până acum, nu am să mai fac sportul ăsta și am să mă las și nu știu, mă apuc de altceva, dar numai sport nu o să mai fac. Și surprinderea mea, am intrat în lot și am avut și primul meci și cu cine? Cu vicecampionul mondial francez. Și l-ați bătut? Nu, am luat bătaie, vreau să spun, m-a bătut cu 6-0, dar a fost un meci de deliciu. Adică vreau să vă spun că din ce am apucat să văd eu jumătate din sală deja întorsesele capul la ringul la suprafața noastră de luptă. A fost un sport, cum să zic, un meci... Un spectacol. A fost spectacol, exact, în ideea că nici el nu se aștepta să lupte cu mine. Cel mai mic, eram cel mai mic de înălțime din toate loturile, mai ales că eram și cu lotul României. În lotul mine cu clubul cu la participă era intercluburi. Și am trecut și de aia, neștiind cine este, am luptat și eu tot de aia. Bă, zi, dar de ce nu pot să fac nimic? Eu știam că fac față și la cei mari. Am dat de cineva care n-am mai putut să fac, dar am rezistat. Cu ajutorul Dumnezeu am rezistat și am terminat acel meci. Și chiar am primit felicitări de la Dinamo și de la echipa de Dinamo și ce vorbeam și noi, mă rog, ca băieții, bă, știi cu cine te-ai luptat, că cu tare, și da seama că vorbeam, da, știu cu cine, dar eu nu știam cine era acela cu care am luptat eu. Târgeam aflat și eu că a fost vicecampionul mondial și foarte bun, foarte bun, talentat. Aveți vreo experiență frumoasă de la vreo competiție când erați mai tânăr pe care puteți să vă împărtășiți cu noi? Știu că poate competiții sunt multe, dar prima care vă vine în minte. Prima care îmi vine în minte, cantonament, ceva. Experiență frumoasă, da, am. Luptam prin anii 93, practic când am ieșit și prima oară campion național la seniori, eu eram junior. Antrenorul meu m-a băgat în lot și eram o, nu să spun o revelație, dar eram ceva necunoscut pentru seniorii care luptau și luau titlul de vremea aceea. Eu eram încă junior, trebuia să plec și în armată, la Steaua. Și mă antrenam și eram încă junior și a vrut să mă bagi direct la senior, campionatul pentru seniori. Și am luptat și am ajuns în turul 3, atunci am avut 5 tururi, foarte mult am luptat, am fost paradit rău de tot și mi-a spus în turul 3, unul dintre cei cu care mă luptasem, dintre colegii mei cu care mă luptam, puteam să-i numesc colegi, că ne întâlneam mereu la campionatele mari, naționale, mă rog, zonale și așa mai departe. Așa erau până am ajuns să intru în lot, a durat ceva timp. Și mi-a zis, mă, dacă m-a bătut cineva, măcar să mă bată un campion. Am rămas mut așa, ei care, vă dați seama că la început ne aruncăm săgeți, ne aruncăm ochi, așa, nu cine ăsta a venit. Pierzi. Exact. Și a pierdut și a venit, mi-a dat mâna și zice, măcar dacă m-a bătut un campion, cineva să mă fi bătut campion. Și exact campion am ieșit în seara aceea. Da, am fost foarte fericit. Și dumneavoastră că s-au închis sările de curând, ce putem să facem ca să rămân într-o formă fizică bună, nu știu dacă ați avut ocazia să intrați pe pagina mea de Facebook, dar ați văzut că am făcut antrenamente și acasă. Am văzut că ați făcut antrenamente și acasă. Da, acum ce să zic, este foarte greu ca o cameră de apartament, ca o cameră de căsuță. E foarte bine pentru cei care mi-au un pic de peticel afară, nu știu. Dar eu ieșeam când eram copii și în spatele blocului. Ieșeam în spatele blocului în grădină și ne atângeam băieții cu mănușile și acolo făceam antrenament care cum puteam. Eu cred totuși este foarte greu să transformi, dar nici să te lași așa nu poți. Deci este foarte important ca să facem mișcare. Nu știu, dar eu n-am mai observat de ceva timp de la televizor. Știți că au fost reclame la ceva. Dădeau foarte multe reclame. Faceți mișcare. Cel puțin 30 minute în fiecare zi. Uh-huh. Eu nu știu. Am început să mă spun. Hai să ne uităm, că eu cel puțin vă spun sincer, că chiar vorbeam cu un coleg de-al meu din sport și zic, bă, dar parcă n-am mai văzut această reclamă, că faceți pentru bună sănătatea noastră, faceți mișcare cel puțin 30 minute în fiecare zi. Unde? N-am mai văzut acea reclamă. Ori vrea lumea să nu mai ne mișcăm? Nu se poate. Așa ceva. N-au cum să ne oprească sau să-i oprească. N-au pe cei. Cum am să văzut ne oprească. Acum că destul de multe săli și-au făcut în aer liber.
cum aveau intrarea în sală, aveau o curte și au început să se antreneze mai mulți acolo. Pentru că să știți un lucru, foarte multe se întâmplă și după părerea mea asta, vă spun părerea mea, trebuie să avem încredere, trebuie să avem încredere că bun Dumnezeu va așeza apele până la urmă. Este foarte important. Dacă nu avem această nădejde, dacă nu suntem așa puternici, nu vom reuși. Trebuie să fim convinși că acest lucru Dumnezeu îl va așeza și va fi bine într-o bună zi. De asta nu trebuie nici măcar 5 flotări dacă fac. 3, 2, 1. O genuflexiune în abdomen. Deja mi-am făcut un circuit. O flotare genuflexiune în abdomen. M-am trezit. Pac, la prânz, o flotare genuflexiune în abdomen. Câte am pe săptămână? 3 ori 7, 21. Câte am într-o lună? 21 ori 4, câte sunt? 40 și... Se adună. Câte am pe 6 luni, câte am pe an? Dacă începi să faci câte... Automat. Deci o flotare genuflexiune cred că oricine poate să facă. Oriunde, pe un hol, s-a dat jos din pătuț, orice. Afară, în spatele blocului. Fata mea se antrenează în parc, vreau să vă spun sincer. Se antrenează în parc, pe unde poate, aleargă și a luat ganteruțele cu ei și face antrenament. Simplu. Vrem să facem, trebuie să vină și de la noi. Care sunt sfaturile pe care le dați tinerilor de astăzi, după toată cariera asta pe care ați avut-o? Sfaturi. În primul și în primul rând... Ce le recomandați? Le recomand să fie un pic echilibrați. Să se uite un pic în jurul lor și să-și dea seama că nefăcând mișcare, eu mă leg de mișcare, nefăcând mișcare, corpul duce la sfârșire. De ce vă spun lucrul acesta? Dacă nu-mi pun în activitate corpul, nici nu am cum să gândesc mai bine. Pentru că cine creează nouă și ne țin neuronii activi și puternici și de a capacita mult mai multe informații? Numai mișcarea. De ce? Pentru că circulă sângele. Simplu. Se oxigenează creierul prin circulația sângelui și asta se face numai și numai prin mișcare. Nici de cum, n-am nimic cu nimeni, n-am nimic cu noua tehnologie, sunt de acord cu toate. Numai că ar fi trebuie să fie un echilibru. Dar trebuie să fie un echilibru. Nu spun să stăm 20 de ore numai pe laptop și pe telefoane și pe televizoare. Nu spun nici 20 de ore să stăm în sală să nu mai știm să ieșim cheia din ea. Egal cu zero. Decât un antrenament de 4 ore, vă spun sincer, mai bine fac 4 în ziua aia, câte oră fiecare. Și ți le pui la un timp potrivit. Pentru că ideea este, nu am... Exces. Nu un exces, exact. Eu nu am interesul să mă dobor pe mine, ci să mă întăresc. Asta e mare diferență. Vreau să vă mai întreb, cu ce v-a ajutat? Care sunt beneficiile cele mai mari pe care le-ați simțit datorită sportului în viața dumneavoastră? În primul rând, în luarea unor decizii foarte importante. Spre exemplu, familia îți oferă cele mai vaste probleme în care trebuie să iei anumite decizii hotărătoare. Iar sportul, ce se întâmplă cu sportul? Venind relaxată de la sala de sport, venind încărcat cu energie pozitivă de la sala de sport, Te mai destresezi, exact. Și orice problemă care apare, eu din punctul meu de vedere mi-o transpuneam, bă, dacă eram pe saltea, ce făceam? Îmi venea luptătorul și trebuia să lupt. Păi nu fac aia, păi atunci ce mai caut pe saltea? Găsesc o soluție. Ce mai caut pe saltea dacă iubesc acest sport? Așa am zis și eu, deciziile sunt foarte importante pentru faptul că facem sport. Noi putem să luăm și decizii mult mai bine decât în momentul în care suntem închiși, în care suntem stresați de un anumit lucru. Nu, oricum viața va trece. Și suntem datori lui Bunul Dumnezeu cu moarte, nu o adormire, cum să spun. Cum ne-am născut, trebuie să ne și ducem, să lăsăm și pații, cum ne-am lăsat și pe noi străbunii noștri să venim, nu? Simplu. Și atunci, dacă tot într-o bună zi o să mă duc, ce rost are ca eu acum să mă stresez? Pentru ce? Oricum o să mă duc într-o bună zi, nu? Și atunci mă duc la luptă, domne, indiferent ce ar fi. Știți cum era și noi soldații noștri? Când era văzut filmul acela, că pe aici nu se trece. Păi săracii aceia, ce să mai fi spuse în perioada aceea, stând în tranșeele alea acolo, cu ploi, cu ninsori, cu nu mai știu ce să mai spun. Da, nu mi-i chipui, că am avut și noi bunici care au fost veterani de sport, veterani de război și așa mai departe. Ei săracii ce să mai zică? Ăla a fost adevăratul război. Noi acum, ia apă de ploaie. Deci v-a ajutat în luarea deciziilor? Foarte mult. Ce ați mai... Echilibru în societate. Spre exemplu,
principial așa, practicanții de orice fel de alt sport care îl practică mai mult timp au și o altă educație. Nu intră în vorbă cu oricine, nu dau vorbe din gură oricum și oriunde și la oricine. Nu se transpun în anumite situații, hai să arăt eu că sunt eu mai bun decât altul. Nu, sunt mai rezervați, discută și în ideea că un sportiv nu prea face școală e greșită. Că pe mine nu m-a împiedicat nimeni să fac școală, deși am atâtea, am și ceva anișori acolo de școală, cu un master, cu facultate, cu mult mai multe, cu școală profesională, cu școală de antrenori, școală de instructori, deci am și ceva acolo. Nu m-a oprit nimeni să învăț. Dar m-am ridicat datorită faptului că am făcut și sport. Mă duceam o oră la sală, veneam, mă relaxam și mă apucam de învățat. Simplu. Nu sunt foarte mulți ca dumneavoastră, dar... Păi acum ce să facem? Uitați-vă, avem 5 degete, sunt ale mele astea. Nici astea nu sunt la fel. Simplu. Asta e, dar totuși ce ar trebui să ne ghidăm și noi după anumiți oameni pe care noi credem că sunt buni pentru noi, să ne îndrume. Eu v-am spus, domnul profesor și domnul Șihan Florentin Marinescu, un om extraordinar, am avut ocazia să stau de vorbă cu dânsul de câteva ori și nu, n-ai cum să nu iei în vedere asemenea lucruri. Și uitați-vă, are o vârstă frumoasă, are o vârstă și frumoasă, datorită sportului. Și sănătatea, n-ați menționat-o. Sănătatea, păi, este inclusă cu sportul. Nu putem vorbi de sănătate fără sport, asta e clar. Și dacă mă duc să fac grădinărit, tot un sport este, nu? E o mișcare. Simplu. Te ține în viață. Pentru că v-am tot văzut așa motivat toată emisiunea. Spuneți. Și tot ce mi-ați povestit, vreau să întreb care este secretul dumneavoastră. Cum sunteți așa de motivat și continuați în fiecare zi? Aveți un proces destul de frumos. Nu pot să spun că sunt cel mai bun dintre cei mai buni, cum era și filmul acela, nu, renumitul film. Dar pot să spun un lucru. Am luat de la părinții mei ce a fost mai bun. Și în primul rând credința în Dumnezeu. Și atunci am zis, dacă Dumnezeu, acolo se spunea o vorbă, și nu mă voi speria de ce va face mie omul. Păi e foarte simplu. Dacă am încredere în Dumnezeu, pot să fac orice. Simplu. Și nu o să mă las asta? Și nu o să mă dorâme absolut nimeni. Și îmi voi duce până la final. Dacă nu mă va lăsa să spun, nicio problemă. Fac în curte, fac în casă. Nu mă va lăsa în casă, nu știu, mă bag în beci. Nu mă las în beci, fug în pădure. Ceva o să fac. Nu o să mă las, o să fugă poliția după mine. O să fac sport, făcând sport, alergând poliția după mine. Nu? Foarte simplu. Mi-ați spus acest lucru cu Dumnezeu și mi-am adus aminte de un prieten care a fost fotbalist și în Liga 1 și juca și în afară și spunea uneori, și el e credincios, și spunea uneori că se simțea efectiv ca o legumă înainte de câte un meci important. Și după ce se ruga și ajungea pe teren, se gândea numai acolo și l-a ajutat Dumnezeu să fie unul dintre cei mai buni de pe teren. Acest lucru l-am simțit și eu. Trebuia să luăm la o finală pe mine, la noi în minister cu armata, și auzisem că e un băiat foarte bun venit de la europene, era campion european. Ce campion european, era foarte bun. M-am rugat și îmi făceam antrenamentele mele. Și eu la fel sunt. Am încredere în Dumnezeu. Acum nu spune nimeni cât să te rogi. Mult sau puțin. Nu spune nimeni lucrul ăsta. Și eu, ți-ai făcut Sfânta Cruce și ai plecat la drum. E o rugăciune. Ai plecat la drum. Ce poate să-mi facă? Cine să-mi facă? Pe mie nu mi-e frică. De cine? De cât de bun Dumnezeu. Atât. Și în rest, le respect. Le respect. Asta e foarte important. Trebuie să am respect pentru fiecare. Mai am două întrebări. Vreau să vă întreb ce sfat v-ați dat dumneavoastră de acum celui de la început de carieră? De carieră ce? În sport? În sau sport. Ce sfat i-aș da? Da, dumneavoastră de acum lui Cristian Ciobanu de la 18 ani sau 17 ani, când era la început de drum. 14 ani. 14 ani, să da. Zicem, de când erați cu boxul. Da. Sfatul meu este că numai prin sport putem trece în viață fără să avem probleme de sănătate majore. Numai prin sport putem să ne facem o conduită civică, cetățenească, din toate punctele de vedere, și numai prin sport putem să ne ducem cu sănătatea acolo unde trebuie să fim mereu, adică puternici, imunizați, cum se exprimă și mai este acum această vorbă, imunizare. Imunizarea ne luăm prin sport. Simplu, prin sport. Dacă vă uitați așa în urmă, v-ați fi văzut viața fără sport? Nu. Nu. De-aia v-am și spus că dacă m-aș fi născut încă o dată, asta nu știm noi,
nu ține de noi lucrul acesta. M-aș fi apucat de la primii, când deschideam ochii, cred că m-aș fi apucat și vă spun sincer, de sambo. Asta e mare diferență, de sambo. Un ultim mesaj pentru cei care ne-au urmărit, dacă aveți un sfat așa motivațional să-i motivăm pe prietenii noștri. Sincer să fiu, nu vă lăsați, mergiți înainte, aveți încredere în Dumnezeu, totul va fi bine într-un final. Și mi-am mai uitat acum o întrebare, pentru că v-am întrebat treaba asta. Cum vă motivați fetița cea mică înainte de un meci important? Ce îi spuneți? Suntem foarte reci. Nu. Să vă spun sincer, când îi aud că o strigă la saltea să meargă, să lupte, și ea refuză. Tati nu stă în sală, că dacă stai în sală, eu lupt prost. Nu lupt bine. Și pierd. Și e emoționată. Dacă vorbesc cu ea, iar nu-i bine, că de ce îmi dai sfaturi acum, când cu tare se pregătește. Și atunci prefer să o las și să comentez după ce luptă. După ce luptă, comentez. Într-adevăr, că am ceva comentarii, dar nu-s bune mereu, dar n-am ce face. Ăsta sunt eu. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit și vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Alături de noi a fost Cristian Ciobanu, antrenor de sambo și un om care a avut o viață foarte frumoasă în calitate de sportiv. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Vă salut cu respect și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Dragi prieteni, ne vedem săptămâna viitoare. Sunt Dani Dărbășan. Vă doresc o seară bună. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.